Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. O nouă serie, de data aceasta facem din nou Minecraft, pentru că da, Minecraft. Clubul aventurerilor, sezonul 2. De data aceasta suntem alături de Ica. Salut! Aveți canalul său în descriere, duceți-vă, dați și lui un subscribe pentru că nu face videoclipuri și hai să începem. În episodul ăsta vom strânge materialele pentru casa pe care vrea să o facă domnul Ica. Sper să vă placă și nu uitați să apăsați și pe butonul de like dacă mai vreți episoade din Minecraft, pentru că știu că vă place. Este Crăciunul, ia noi de Crăciun. În episodul ăsta vom strânge materialele, cred că am mai spus asta, dar eu sunt prost. Și da, avem nevoie de... Da, fiecare să aibă câte două stacuri de lemn și două de piatră, ca să avem. Și hai să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Băi, am uitat să mai postez și eu. Bă, mi-am dat comandă de o cameră de filmat ceva gen ca un GoPro, dar numai că foarte ieftin. 2 milioane, da, filmează în Full HD, 30 FPS-uri, 20 în 60 FPS-uri. Dau spoilere, filmăm ce se cum viața reală. Țigan. Și după ce va veni camera, vom filma ce se go în viața reală, pentru că da, o postați și Vlad. Și el îi făcea ce se go în viața reală și acum multe zic că îl copiem, dar eu avem un calculator foarte rău cu ce se go în viața reală, cu câteva imagini, cu green screen și video, cu green screen, gen cu explozii, cu sânge, cu toate chestiile astea. Da, na, nu-l copiem, nu avem... Vom face skill în viața reală, nu... cum se cam CSGO în viața reală, pentru că noi nu avem bani de CSGO în viața reală. Da. Băi, acum e vacanță, am scăpat și noi de școală în sfârșit. Eu putem doamne asta. Nică doamne la mine seară. Gay? Nu scăpat. Nică stai la mine în această minunată seară și vom edita videoclipul ăsta. Și vom căuta efecte pentru skill în viața reală. Nu-i așa? Da. Nu-i așa? Mă gândeam atunci când filmam eu cu Bogdan, cum se cheamă, Club Aventurilor. Doamne, și microfon, hai că apa putem să am. Acum n-am mai conectat microfonul, știi, Lic? Da. Tot se aude cam la fel. Și dacă vă place seria, la 10 like-uri vom posta episodul următor. Pentru că ne zară filmăm cât 10 episoade, cred că. Că Lic nu poate să vină fiecare de la mine. Ba da, poate. Damit! Am treburi de șmecher. Are treburi de șmecher cu mafia? Da, bă, da, vând petarde. Vând mașini trafic de petarde. Da, am fost cu Colinda și am făcut 1 milion. Fac trafic de făină. Dar chiar îi dă-ți povestesc chestiile alea de la Chilaresa. Nu știu dacă știți, dar la noi în sat se merge cu... Adică un fel de colind de nu știu și vine popa să mănânce. Nu știu ce chestii. Da. Cum era? Nihahom fost noi, nu? Da. Și era un grup de copii, prin care copcii, unii eram și noi. Bă, și trebuie să mergem, să ne luam un ghiozdan în spate. Și la fiecare casă mergem, babei, ne dă de o miericol, bla, și chestii de-astea. Le vindem. Și după aia le vindeam. Și mai dădea și câte un bani. Și eram cu un grup de copii care erau excroci. Da, tu de excroci. Da, e așa de excroci. Era o babă și ține în mână banii. Și vrea să-i împartă. Și a venit unul și a luat banii din mână. Și i-a împărțit și nouă ne-a dat, era mult, și ne-a dat un leu la 2 ca să-i împărțim 50 de bani la persoană. Da. Și el a luat 2 lei. Și el a luat 2 lei. Și am devenit și noi excroci, nu-i așa, Alex? Da. Lică-i rank cât... Global ofensiv. Da, pentru că babili vineau, noi eram mulți. Și când dădeau banii, întindeau mâna acolo sus și noi trebuie să întindem mâna. Știi că e scrocul, întindeau odată mâna, lua, și după aia, tanti, dar nu mi-ați dat. Doamne, deci cât de comic a fost, dar totuși... M-a săturat. Mi s-a săturat, dar totuși am făcut bani. Alex, tu ești Nova. Da, eu sunt Nova. Ești Nova 2. Da. Că eu n-am prea făcut asta, dar măcar am strâns bani de cameră, ceea ce e cel mai important. Nu minți, ai excrocherit și tu. Da, am excrocherit și eu, tantică. Una, vreo 14. Nu, 2. Vreo 3. Da, era una, zice că luați câte doi, care mai vrea bani? Luați câte doi. Eu am luat de 3 ori. Unu m-a mușcat de mână, că eu am luat bani din față. Știi tu și mie. Știu.
Dar tu nu știu dacă era elic, dar o luat unul punga cu nuși și i-a dat la o în schimbare și s-a rupt punga în o gradă la o. Ne, nu dăm nume. Nu, scutim partea asta. Da. Că aici e pe risc dacă vorbim despre asta. După aia ne-am bătut, am trecut la una, care dacă... se rog și odată aici te cum în casă. Dacă ne luăm bătaie, își vor lua ei bătaie. Da. De la Vlad. Uite cum am pus blocul ăsta. Prima noapte suntem pe modul peaceful, pentru că noi murim repede. Ca nobi. No balei. Mitalei. N-are de ce înțeles, am să-ți dat. Bun, deci cam atât cu acest episod, oameni buni. Eu am fost Alex, nu uitați să vă lăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade din această serie. Să dați un share pe Facebook pentru că asta mă ajută să cresc. Și să vă abonați la Cristi tu dacă încă nu ați făcut-o. Și la mine. Manele. Pa, pa! Everybody's out to get it, ha, huh?